Hoții au inventat o nouă metodă prin care reușesc să-i lase pe români fără bani sau alte bunuri. Aceștia pătrund ușor în locuințe după ce oamenii cedează în fața ajutoarelor oferite de biserică. Hoții nu contenesc în a pune în aplicare noi metode de a-i păcăli pe români, lăsându-i fără bani sau alte bunuri. Astfel, sub pretextul că aduc ajutoare de la biserică, hoții reușesc să intre în casele oamenilor și să sustragă banii pe care aceștia îi iau în casă. Asta i s-a întâmplat unui bătrân din Roma, în județul Neamț, care a rămas fără 4.500 de lei după ce s-a lăsat păcălit de un bărbat care i-a bătut la ușă. Pe data de 10 ianuarie 2024, anchetatorii din Roma au fost sesizați de către un bărbat în etate de 88 de ani că o persoană pe care o primise în locuință, i-a sustras economiile, lucru descoperit după plecarea acesteia, au transmis polițiștii. Totul s-a întâmplat când bătrânul se afla acasă împreună cu fiica sa. Când a deschis ușa, bărbatul necunoscut i-a spus că a venit pentru a-i aduce un pachet din partea bisericii, în interior fiind puse pijamale și un halat. Bătrânul l-a primit în interior, însă, profitând de neatenția victimei, bărbatul a reușit să fure suma de 4.500 de lei. În urma apelului bătrânului, polițiștii s-au mobilizat imediat și au mers pe urmele hoțului. În urma activității investigativ-operative efectuate a fost identificat auto-utilitara folosită de către persoana bănuită de comiterea faptului, iar cu sprijinul polițiștilor din cadrul postului de poliție Moțca, acesta a fost depistat pe raza localității Moțca, declară inspector Ramona Ciofu de la Poliția Neamț. În urma controlului autovehiculului și a persoanelor din interiorul acestuia a fost găsită suma de 4.700 lei, susceptibilă a fi provenită din săvârșirea de infracțiuni. De asemenea, în baza probelor strânse, anchetatorii au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în Iași, acuzația adusă fiind cea de furt calificat, relatează Antena 3.ro.